Continuă investițiile în comuna Rotunda. Străzi asfaltate, extindere rețea de apă și canalizare, iar în curând și gaze naturale. Ales pentru a patra oară de cetățenii comunei, edilul Vergil Sârbu a reușit să-și ducă la bun sfârșit toate promisiunile făcute. Acum, obiectivul său este să aducă rețea de gaze naturale în localitate. Mă voi ocupa de aducerea de gaze la nivelul localității. Aici este o problemă mai grea, pentru că urmează să constituim împreună cu localitățile învecinate ADI-uri, asociații de dezvoltare intercomunitară între noi. Va fi finanțat pe fonduri europene, însă sper și sunt convins că vom finanța. Un alt proiect aflat deja în lucru pentru comunitate va moderniza sistemul de iluminat. Vor fi înlocuite toate becurile din comună cu unele inteligente, care vor reduce consumul de energie electrică. Mai am de asemenea depus un proiect pentru eficientizarea sistemului de iluminat, adică înlocuirea actualelor lămpi cu lămpi pe LED-uri. Este depus, așteptăm finanțarea, deja am văzut că au început finanțările pe aceste proiecte. Aceste lămpi cu LED-uri consumă mai puțin. În lucru este și programul de cadastrare pentru locuitorii comunei. În acest moment, suprafața de teren extravilan este cadastrată în totalitate, iar cea pentru teren intravilan în proporție de 50%.